fiindcă comunismul nu se poate trata cu mânuși. Da. A, deci le-ați recomanda o politică de forță. Domnule, români, la arme! Așa să fie fiecare zi. Să vezi Iliescu cu pantaloni. Am suferit 13 ani în temniță pentru un popor de idioți. Nu știu dacă orașul e format de români, cum să iasă. Orașul e din români. Bine, sunt și țigani, dar țigani au mai multă demnitate, că ne pedesc. Deci suntem pierduți ca popor, domnul, chiar așa să fie? Nu suntem pierduți. Poate că Dumnezeu are milă de noi și mai dă un picior în cură, așa. Nu conservatorul lui Mihai Eminescu a făcut România mare, ci Ionel Brătianu, Partidul Național Liberal. Teologii. Dumnezeu e român. Sau dacă nu e, sunt împotriva lui. Soluția ideală în situațiile inextricabile e a lui Emil Cioran. Perplexitatea. Când nu găsești o soluție într-o situație inextricabilă, clati în capul până amețești, tragi linie pe tătăsul și pui concluzii. Nu se poate vara. Românii au degenerat. În legătură cu moartea lui Ceaușescu, a murit Ceaușescu, trebuie să Ceaușescu. E cum se zice în regalitate. Leroy e mor, vive Leroy. Succesul lui Iliescu este un ceaușist nepatriot. Există în dreptul penal crime continue și crime continuate. Comunismul e o crimă continuă. Țărănești cred că vor fi portari de la Parlament. Declarația ultima lui Ceaușescu înainte de a fi asasinat de Brucan. Că Brucan l-a ucis, eu ascult. Ce-am ordonat lui Gică Popescu, lui Bouă la general, să fie ucis să nu-l salveze partizanii. Europa trebuie să se întindă de la Atlantic la Vladivostok și America va fi a doua Albanie. Avea 3 ani superioritate atomică până soții Rosenberg și Dan au vândut secretul bombei atomice. Spune prințul Sturza într-o carte, Amintiri din Țara Pierdută, sau Sfârșitul Europei, publicată în Brazilia. Că nu Gorbaciov cu perestroica face asta. Polonia cu Ian Valesa a început dezagregarea comunismului în răsări. De infractor, Rusia nu va scăpa decât când va dispare comunismul. Deci la noi e necesară o pedeapsă exemplară. Să se cutremure fiul din burtă de mămică, așa de astfel. Că numai așa poporul român învață. Urmă rămâne în istorie, ca model, să devine paradigmă istorică. Adică model moral pentru generațiile care vin. Mă întreabă Arachelian, dar cum ați putut fi dumneavoastră un intelectual așa rafinat de stânga? Și domnule, nu știu dacă cunoașteți părerea lui Clemenceau. Nu. Cine până la 30 de ani nu-i democrat și nu-i de stânga, n-are inimă. E steril ca suflet. Dar dacă peste 30 de ani nu devine conservator, e cretin. Platon spune că sunt 3 forme degenerate de guvernământ. Tirania, oligarhia și democrația. Iar Aristotel spune că democrația e singurul sistem social în care face fiecare ce vrea. Punct. Dar filozoful modern care e Bergson. Și Bergson ce spune? Democrația este singurul sistem compatibil cu demnitatea și libertatea umană. Dar are un viciu incurabil. N-are criterii de selecțiune a valorilor de conduită. N-are niciun criteriu de selecțiune a valorilor de conduită.